Salutare, sunt Richard. Vrei să ai și mai multă eficiență în marketingul tău? Dacă da, atunci rămâi cu mine, fiindcă am să vin cu câteva informații care s-ar putea să te ajute. Deci, cum anume poți să fii și mai eficient în marketingul tău ca să ai mai multe rezultate? Poate ai o afacere de network marketing, poate ai o afacere de online marketing, affiliate marketing, sau ești cineva care încă nu ai început nicio afacere, nu ai niciun produs, dar ești în căutare, ai dori să vezi cum ai putea să lucrezi pe viitor, cum ce ar trebui să faci și vreau să spun că ești la locul potrivit, momentul potrivit. Deci cum anume să ai marketingul și mai bine făcut și să ai mai multă eficiență și vreau să spun că nu știu ce platforme folosești, poate ești pe YouTube, poate ești pe Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Vreau să spun că nu contează, că marketingul este la fel la toate platformele. Desigur că dacă ne uităm Facebook, foarte mulți oameni sunt pe Facebook, pe YouTube, da? Nu știu pentru tine care funcționează cel mai bine, pentru mine Facebook și YouTube sunt prezenți și pe alte platforme, dar mai puțin, dar YouTube și Facebook, așa mi se pare, așa, asta funcționează cel mai bine, pentru tine nu știu, dar vreau să spun că poate că te-ai întâlnit și tu cu postări pe Facebook, genul de, deci când te uiți, numai are postări persoana respectivă, are postări, arată ca un panou de publicitate, numai afacere, 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 cumpără produsul, suntem la promoție acum, sau afacerea noastră acum pornește, înregistrează-te. Și numai astfel de postări are pe profil. Înțelegi? Deci arată ca un panou de publicitate. Vreau să spun că acea persoană țintește, deci piața target este numai 2% din populație. Deci acea persoană vrea să targeteze acei 2% din populație care, într-adevăr, de aceea intră pe Facebook ca să cumpere. Și sunt foarte puțin, e mai puțin decât 2%, vreau să spun, dar hai să luăm că e, să spunem că este 2%. 5%, deci 2%, 5% din populație niciodată nu o să cumpere. Deci până acum atunci avem 7%. Deci 2% o să cumpere, dar sunt foarte puțin. 5% niciodată nu o să cumpere, poți să faci orice, poți să ai cel mai bun produs, cea mai bună afacere, cel mai bun serviciu, de cel mai, niciodată nu o să cumpere. Și atunci cum rămână cu cei 93% din populație? Cum ar trebui targetat acea persoană, acele persoane din populație? Și pentru asta este marketing, de fapt. Oamenii de succes asta fac. Ei targetează cei 93%. Acum întrebarea este cum? Cum anume targetează? Ce anume fac ei ca oamenii aceia se alătură în afacerea lor? Oamenii aceia cumpără de la ei? Și vreau să spun că răspunsul pentru acest lucru este doar un cuvânt. Cuvântul acesta este valoare. Deci, adaugă valoare. Cei oameni, acei profesioniști, acei marketeri, ei adaugă valoare. Acum poate tu te întrebi, bine, dar ce înseamnă valoare? Ce înseamnă valoare? Valoarea înseamnă când tu faci postări sau încarci pe internet conținuturi care, de fapt, ajută pe cineva. Rezolvă o problemă la cineva, înțelegi? Deci faci postări educaționale, deci oamenii pot să învețe ceva, asta înseamnă valoare. Sau, de exemplu, ești artist, da? Ești artist, atunci poți să faci, de exemplu,
postări care să distreze oameni, înțelegi? Și asta poate să fie o valoare. Deci, dacă distrezi oamenii sau educi oamenii, asta înseamnă și rezolvi, de fapt, o problemă. Asta înseamnă valoare. Deci, foarte mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă valoare, a împărtăși valoare. Foarte mulți oameni înțeleg că a împărtăși valoare, de exemplu, pe Facebook, înseamnă să copiezi un link de undeva și să postezi pe pagina ta, de exemplu, un video cu pisici. Și asta înseamnă valoare. Da, poate că la cineva o să placă, poate că o să se distreze, dar dacă ești în marketing, ai o afacere, ai un produs, atunci asta nu prea înseamnă marketing pentru afacerea ta. Poate că la cineva o să placă, poate că cineva chiar și o să scrie acolo că ce fan, ce super video, dar cam atât. Cam atât. Deci valoarea înseamnă când tu faci ceva și rezolvi o problemă la ce persoană sau distrezi, deci faci ceva distractiv sau educație, faci educație. Asta înseamnă valoare. Ok, cam atât pentru acest video. Cu siguranță, dacă tu ești în network marketing și ai o afacere, ai un produs, ai nevoie de alți oameni, oameni noi în echipa ta, oameni noi care să vadă produsul tău și pentru asta ai nevoie de alți oameni, ai nevoie să contactezi oameni, da? Pentru acest lucru am un ajutor pentru tine sub video-ul meu. Este un link cu 12 cele mai eficiente texte și mesaje de prospectare, inițiere de conversație, invitație și chiar de follow-up, deci câteva exemple, texte de follow-up pe care poți să folosești pentru afacerea ta sau produsul tău și, cum am spus, sub video-ul meu poți să dai click și să descarci, este pe gratis și sper să te ajute și cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Să ne revedem data viitoare. Richard aici. Ciao, ciao!